Doamnelor și domnilor, bună seară! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Invitații din această seară sunt Elena Bodnarenco, deputat pe CRM. Bună seara și bine ați venit în studio! Bună seară, bine v-am găsit! Și Bogdan Țârdea, deputat pe SRM. Bună seara și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio! Bună seara! Astăzi vom discuta mai multe evenimente care s-au produs săptămâna aceasta în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei, pentru că deciziile unor oameni influenți din Europa vor afecta și deciziile celor de aici, din interiorul țării, într-un aspect sau altul. Dar vreau să încep cu vizita unui nou grup al Comisiei de la Veneția, care a avut întrevedere astăzi cu toate fracțiunile parlamentare. Și m-au uimit, bine, celelalte fracțiuni au fost previzibile într-un fel sau altul. Domnul Voronin a avut o declarație destul de îndrăzneață să le propună să-și mute aici oficiul, pentru că au prea multe deplasări și vor veni prea des la noi în Republica Moldova. Știind cum a discutat domnul Voronin cu FMI-ul, să înțeleg că este un dialog așa cum îi place domnului Voronin. Doamna Bodnarenco. Într-adevăr, este așa și mai multe vizite Comisiei de la Veneția sunt legate cu inițiativele care nu au esența practică, care sunt mai mult acțiunile de PR politic și sunt în cadrul pregătirii către alegerile parlamentare, inclusiv și inițiativa așa numitului președintelui țării, care a fost discutată cu Comisia de la Veneția astăzi. Da, vreau să precizez că astăzi Comisia de la Veneția a discutat în special doar inițiativa referendumului pe care domnul Dodon a declarat-o într-o conferință de presă că va avea loc acel referendum consultativ cu 4 subiecte și Comisia de la Veneția astăzi în special asupra acestui subiect a avut discuții. Domnul Țârdea, PSRM-ul cu ce impresie a ieșit în urma discuției cu grupul de la Comisia de la Veneția? Nu am asistat la aceste discuții și încă nu posed toate informațiile despre faptul ce s-a discutat, cum s-a discutat, care este poziția Comisiei de la Veneția. Eu înțeleg că Comisia de la Veneția de obicei, cum să vă spun, ea privește anumite lucruri din perspectivă tehnică. Adică sunt respectate anumite proceduri democratice sau nu, sunt respectate drepturile minorităților sau nu, este respectat dreptul la vot egal, secret, universal, etc. sau nu. Respectiv, Comisia de la Veneția vine de obicei cu texte destul de, în viziunea mea, destul de ambigui, bivalente, care de fiecare dată sunt interpretate de fiecare parte așa, cum îi place ei. Mai mult decât atât, Comisia de la Veneția, de fapt, cel mai deseori vine cu poziții, hai să spunem așa, de recomandare. Ea nu vine cu poziții imperative, cu poziții punitive sau de obligare a unui stat sau altui, da, de a respecta o procedură sau alta. Dar evident că fiind parte din cadrul unor structuri cum sunt APCE-ul, recomandările Comisiei de la Veneția, care sunt uneori traduse prin culoare, da, ce se are în vedere de fapt, e bine să se țină cont de ele, mai ales de acele guverne, da, care se pretind a fi europene sau mai nu știu ce. Eu, în schimb, din toate discuțiile acestea am înțeles altceva. Pe mine m-a șocat nițel poziția domnului Voronin și a Partidul Comuniștilor, care au declarat că ei nu susțin inițiativa pe referendumul și, în primul rând, deci nu susțin nici inițiativa pe anularea legii cu acest miliard, unul la mână și doi, nici oferirea președintelui țării posibilității de dizolvare a Parlamentului. Deci nici ideea de alegeri parlamentare anticipate. Eu vă rog, nu a fost vorba despre alegeri anticipate. Referendumul în sine, doamna Bodnarenco, poziția oficială a fracțiunii. Eu vă rog, nu speculați. Cum ați spus dumneavoastră? Susțineți referendumul sau nu? Nu, susțineți sau nu? Răspundeți clar la ce țin. Domnul Țârdea, eu răspund la întrebările. Doamna Bodnarenco, dumneavoastră susțineți inițiativa președintelui cu referendum de miliard și pe dizolvarea Parlamentului. Noi susținem toate inițiativele care au efect juridic. Corect. Dar inițiativa așa numitului președintelui țării are... Dar de ce așa numitului? El a fost ales de 25 de ani legături. Că noi nu recunoaștem președintele țării din cauza că alegerile prezidențiale a fost organizate nu în conformitate cu aici vreau un pic, eu știu că am avut emisiuni cu domnul Voronin și dumneavoastră pe CRM-ul. Domnul Răducanu, dați vă rog să întreb o întrebare. Dumneavoastră pe domnul Candul recunoașteți ca spiker?
Domnul Candu. Pe domnul Candu. A fost ales. A fost, da, alegerile parlamentare din 2015 nu au fost falsificate. Cum? Din 2014 nu au fost falsificate. Stați, vă rog, falsificate, asta e una. De ce dumneavoastră recunoașteți păi că alegerile președintelui au fost falsificate? Care alegerile președintelui? Noi nu zicem că au fost falsificate. Dumneavoastră spuneți că alegerile parlamentare falsificate și ilegitime. Deci dumneavoastră pe Candu îl recunoașteți, pe Filipul îl recunoașteți, dar pe președintele țării ales de 50.000 de cetățeni. Studiați mai bine legislația Republicii Moldova. Cunosc eu foarte bine, fiindcă nu sunt și doctor. În legislația Republicii Moldova sunt mai mult de 20.000 de legi. La întrebări concret. Răspuns la întrebările dacă concrete. Dacă răspundem la întrebările concrete, noi suntem pentru alegerile anticipate. Corect. Și în caz dacă în anul trecut cineva nu aș vrut să fie președinte, noi în 2016 am avut să avem alegerile parlamentare. Sondajele care comandați dumneavoastră Partidul Socialist. Barometrul de opinie publică. Barometrul de opinie publică arată că guvernarea în care participă și Partidul Socialist. Noi participăm unde? Noi l-am votat pe domnul Gaburici în 2015. Am votat pe domnul Gaburici. Am votat pe domnul Gaburici. Pe domnul Candu. Speaker, care este finul locului. Doamne redactor, știu că dumneavoastră eu acum sunteți vreau moderator. Eu v-am permis să-i adresați întrebarea. Haideți eu. Haideți. Deci doamna Bondarenko face acum niște acuzații. Botnarenko. Da, ok, fie și într-a doilea. Deci face niște afirmații și niște acuzații gratuite, că noi am fi în guvernare. În momentul în care pe Ceremieu, în 2015, vă aduc aminte, l-a votat pe domnul Candu. Spuneți-vă, dar președintele țării nu este partea guvernării. Nu este partea, fiindcă se află fiindcă se află opoziție. A zis că aveți voie doar o frază și acum vă rog frumos să răspundem. Toată lumea vede unde va face dumneavoastră. Are anumite atribuții și participă la actul guvernării. El este actul guvernării, face parte din majoritatea parlamentară. Mai avem subiecte foarte multe. Și din guvernarea actuală. Guvernarea, asta e altă noțiune. Păi dumneavoastră nu confundați lucrurile, vă rog. Eu nu confund. Dumneavoastră confundați și aduceți în eroare alegătorii noștri. Bine, haideți că mai avem subiecte foarte multe și vreau să răspundem la toate întrebările. Aici întrebarea mea este doar, am avut emisiuni cu domnul Voronin în care dumnealui a spus că este pentru alegeri anticipate. Aici la mine tot nu se leagă un pic. Dacă dumneavoastră sunteți pe CRM-ul pentru alegeri anticipate, dar referendumul implică în sine o întrebare în care este... Referendumul consultativ nu are puterea juridică. Deciziile referendumului consultativ nu sunt obligate pentru... Dar cum vede pe CRM-ul întemeierea sau pornirea mecanismului de alegeri anticipate? Prin organizarea protestelor în masă, prin folosirea tribunei a Parlamentului, prin diferite metode. Protestele deja au fost compromise. Unde mai sunt acei oameni? Protestele încă nu au fost compromise. Nu a avut acest efect care a așteptat cei care au organizat proteste. Asta e una. Dar faptul că ieri protestul nu a avut succes înseamnă că el și mâine nu o să aibă succes. Dar dumneavoastră ați discutat la PCRM, veți participa în continuare la protestele organizate de PAS? O să participăm la protestele nu organizate de PAS ori de altcineva. Bine, de societate civilă. De societate civilă, de protestele organizate de către poporul țării, desigur noi o să participăm. Dar până acum, de ce nu ați fost văzuți în... Așteptăm decizia Comisiei de la Veneția și atunci o să vedem. Încă protestele practic nu au fost organizate. Ele nu, a fost, avem deja duminica. Duminica o să fie 28, o să fie Sfânta Triime, sărbătoarea Sfântei Triime. Nu cred că o să reușește protest de 28. La 21 sunt anunțate protestele la Belți și la Sudul Republicii. Da, dar fiecare protest, ca să aibă el un efect mare, trebuie să fie pregătit serios, nu numai prin rețelele sociale și nu numai prin expunerile pozițiilor. Noi pregătim către protest.
Am înțeles. Pentru că eu am fost prezentă la congresul comuniștilor, Partidului Comuniștilor, și s-a văzut că și ați discutat acolo că organizațiile primare la fel sunt atât de puternice și aveți peste 1000 de organizații primare în Republică. Deci ați putea să le mobilizați, da, dacă este dorința aceasta de a se alătura protestelor. Da. PCRM-ul va face parte din aceste... Da. Va face parte, da. Domnul Țirdea, europarlamentarii până la 10 seara în ședințe au discutat amânarea cu o lună a tranșei de 100 de milioane de euro pentru Moldova. Și aceasta a strânit un val enorm de discuții, ce înseamnă pentru Republica Moldova și de fapt ce momente au stat la baza acestei amânări. Spuneți-ne, vă rog, va fi o situație critică în Republica Moldova în cazul în care Europa nu va transmite acești bani sau aceștia vor fi transmiși cu condițiile cele care au fost stipulate de Uniunea Europeană? Știți, aici o mică concretizare am vrut să spun. Chiar astăzi pe tribuna am citit interviul președintelui PCRM în care el spune că Partidul Comuniștilor nu va participa la proteste, fiindcă nu vrea să-și compromită imaginea alături de domnul Năstase. Păi eu vă spun ce scrie președintele partidului. Cum aduc lumea în eroare? Iarăși. Acolo nu filmați, vă rog, acest moment. Filmați, vă rog, momentul acolo nu unde doamna Bondarenco acum minte că domnul Voronin a spus că nu va participa. Vom vedea, domnule. Deci a spus foarte clar că nu va participa la proteste. Haideți să răspundeți. Vă rog frumos, astăzi v-am invitat să discutăm constructiv. Răspundem la întrebări. 6 dumneavoastră poate aveți. Păi dumneavoastră a spus nici 6. Domnul Țepe, europarlamentarii. Cu europarlamentarii, ca să fie foarte clar. Desigur că s-a mitologizat, s-a mitizat foarte mult despre acești bani europeni. Eu vreau ca cetățenii să înțeleagă foarte clar. Nu este vorba despre donații. Nu este vorba despre cadouri, este vorba despre credite în primul rând. Partea leului reprezintă creditele, 2/3 minimum. Și undeva o treime, chiar mai puțin, reprezintă granturi. 40% reprezintă granturi. 40% granturi, care sunt tehnici și care când le analizez, noi când eram în Comisia Politică Externă, analizam multe granturi, la structura lor când te uiți, te sperii. Fiindcă o bună parte din conținutul grantului se duce ca salarii la diferiți reprezentanți ai Uniunii Europene, un alta și Moldova, respectiv, tehnic puțin ce obține. Deci creditele trebuie să le întorci cu procente. Asta să fie clar, că nu este un cadou așa din pot. Ele trebuie întoarse, mai devreme sau mai târziu. 1. 2. Desigur că faptul că Parlamentul European încearcă, deci Parlamentul European a adoptat această decizie, în viziunea mea temporară, temporar, pe o lună de zile. Eu menționat că până la vizul Comisiei de la Veneția. Da, va crea probleme serioase actualii guvernări. Și mai mult decât atât, aceasta poate duce la un anumit colaps bugetar, la anumite probleme politice grave și la anumite probleme de suport politic din partea Uniunii Europene pentru actuala guvernare. Dacă acest lucru se va produce și ar putea fi ca un stimulent al colapsului puterii, noi vom ajunge atunci la alegeri parlamentare anticipate chiar în acest an. Ceea ce urmărește Partidul Socialiștilor, la finele anului, da. Ceea ce pentru noi este, noi putem interpreta ca o victorie. Pentru noi acest lucru va fi foarte important. Suntem invitați. Nu, doi, dar domnul răspunde. Eu am adresat întrebarea și domnul răspunde. Și acum și cu dumneavoastră discutăm. Bine, nu mă metrați, stă cronometru. Eu n-am răspuns la întrebare, pur și simplu. Doamna Bădărincu, haideți mai pașnici și când vorbesc eu și mă întreb. Emisiunea merge 11 minute. Da, vă rog frumos. Unul la mână, deci. Dacă se va produce această criză economică și criză politică, noi vom avea alegeri parlamentare anticipate și aceasta va fi o victorie a PSRM-ului. Anume, din această perspectivă, președintele țării a salutat decizia Parlamentului European de a nu oferi credite în afara unor precondiții foarte dure. Ce țin de reforma justiției și una alta. Dar, combaterea corupției. Ca să concluzionez. Da, ca să concluzionez. Combaterea corupției, reforma justiției. Lupta împotriva spălării de bani și respectarea standardelor. Ca să concluzionez, vreau să vă spun că Uniunea Europeană, mai devreme sau mai târziu, va oferi acești bani. Eu cred că în decurs de 2 luni de zile îi va oferi. Chiar dacă Comisia de la Veneția va viza negativ Eu cred că îi va oferi. Comisia Europeană s-a adresat către Parlamentul European solicitând să se voteze sprijinul bugetar și sprijinul financiar al Republicii Moldova, ori Parlamentul și-a luat o anumită poziție politică. Să sperăm că Parlamentul European va fi în continuu
perseverent, dar nu vine a crede. Un europarlamentar a menționat că Parlamentul era pe punctul de a aproba începerea discuțiilor tripartite între Consiliul Parlamentar European, Comisia Europeană și Republica Moldova, dar la moment când au ajuns în situația că aici s-au întâmplat... Iar și domnul Țirdea răspunde. Nu, dumneavoastră, eu îi spun domnului Țirdea acum. Partidul Comuniștilor, cum privește această amânare cu o lună și dacă Comisia de la Veneția va anunța avizul său negativ față de sistemul electoral mixt, care a fost votat în prima lectură. Венецианская комиссия не высказывает позитивные или негативные заключения. Она может критические заключения представить. Я перейду на русский язык, хорошо, потому что господин Цирдя говорит на своем родном языке и перебивает меня так, чтобы я просто участвовала в дискуссии наравне с ним. Во-первых, я хочу сказать, что очень странно слышать о том, что хочет организовать досрочные парламентские выборы партия и конкретный человек, трижды подставивший плечо сегодняшней власти, власти себя полностью скомпрометировавшей. Первый раз в 2012 году, участвуя в выборах президента, который останется в истории Республики Молдова, Караца Мута, и который почти 5 лет исполнял обязанности молчаливого президента и руководил той частью страны, которой руководит президент. Второй раз в прошлом году, в 2016, когда власть не справлялась с ситуацией ни с экономической, ни с политической. И если бы не были подсунуты, так скажем, избирателям Республики Молдова так называемые прямые выборы президента, то точно состоялись бы досрочные парламентские выборы. Но как? Игорь Дадон как? Здесь... Dar nu vedeți că în cazul în care Partidul Comuniștilor a ținut o atitudine și nu a trebuit boicotat în acest an, тогда, когда партия социалистов приняла участие в розыгрыше конфетки под названием изменение избирательной системы. Так что очень... Eu aici v-am întrebat, nu considerați că în momentul în care ați fi luat o altă atitudine și nu ați fi boicotat alegerea președintului, poate era o altă situație. Мы бы не бойкотировали президентские выборы, если бы они соответствовали Конституции Республики Молдова. Конституция Республики Молдова была изнасилована Конституционным судом. Это проглотила партия социалистов, включая так называемого президента Игоря Дадона, и приняла участие в дальнейшем изнасиловании Конституции. Конституции Республики Молдова. Да? Не только. Или это вся, было групповое. Это было групповое изнасилование. А кто, кроме вас, бойкотировал выборы? Кроме нас, пожалуйста, бойкотировало 50% населения 50 страны. 50% населения? Это как? 50% а что, не пришли 50... на выборы. А сколько участвовало на выборах? Вот из тех, что участвовали, ага. 50%. А сколько обычно участвовали на выборах? Проголосовало только 25%. Напомнить вам, обычно участвовали 55-57. И здесь участвовало 52%. У нас состоялся в 2010 году референдум, на который пришло всего 30% так. избирателей. И тогда они выразили свое отношение. Вот тогда, да, прямым, пришло 30, а сегодня пришло 52%. Прямым выбором президента. Пришло не 52, а меньше. Сколько? Из них только половина проголосовала за так что? Называемого народного. Так и в 2009 году, в 2005 году пришло 55% и меньше половины за коммунистов. Избирателей Республики Молдова. Никто. Теперь дайте я отвечу если, на... Если говорить... Вот, нет, я, извините, я не закончила. Вы начали с 51 минуты. Значит, уважаемая госпожа модератор, вы задали мне вопрос... Да, вы рукс распондите. ...об отношении партии коммунистов к тому, что были заморожены пока на неопределенный период 100 миллионов леев, предусмотренные для финансирования Республики Молдова Европейской комиссии. Во-первых... Человек, который, наверное, гвоздя не забил в публичную собственность никогда, может говорить о том, что гражданам Республики Молдова эти деньги не нужны. Я была примаром города Сорока и знаю очень многих из 898 примаров. И знаю, что очень многим из них и те же кредиты, и те же гранты помогут решить вопросы инфраструктурного характера, социального характера, экономического характера, потому что есть и экономические программы, предоставляемые молодым гражданам Республики Молдова, представителям малого, среднего бизнеса, даже если и украдут частично. Понял. Что ожидаемо в нашей стране? А вы не знаете, что их иногда крадут? У нас миллиард украли. У нас миллиард украли.
вот еще 100 господин миллионов, такая проблема. Европарламент. Пускай у нас сегодня есть... Госпожа, как, а почему Европарламент не дал? Вы слушаете, господин Прозвин? Пожалуйста, не перебивайте хорошо меня. Да, парламент, Европарламент именно потому и не дал. Почему не дал? Что на сегодняшний день правительство Республики Молдова, власти не решили многие проблемы. Я говорю о том, что, эти 100 миллионов, они Республике Молдова нужны. Потому что деньги, по выражению, вы нам приводили сегодня цитаты многих европарламентариев, деньги даются все-таки народу, а не правительству. Можно? Разрешите, пожалуйста. Нет, не разрешу, пожалуйста, потому что вы вдвоем меня перебиваете. Нет, я вас не хочу перебивать. Европарламентарии сказали, что у нас есть возможность, чтобы эти деньги, поэтому они их чуть-чуть приостановили, да, чтобы они не дошли. Они тоже ждут решения Венецианской комиссии, как и мы, партия коммунистов, тогда, когда говорим о протестах. Да. И мы говорим, и вы, журналисты, говорите о том, что в Республике Молдова воруют деньги. И те, кто их нам дает, говорит о том, что деньги воруют, но они поэтому и ставят определенные задачи перед правительством. Я и, как помню, и контролируют, всегда как говорила, их... что их воруют только. Всегда. Правильно, мы сейчас об этом говорим, мы от своих слов не отказываемся. Другой вопрос, ждут ли они заключения Венецианской комиссии. Действительно ждут. И европарламентарии очень серьезно критикуют предложенные сегодня демократами и социалистами изменения избирательной системы. Они говорят о том, что в государстве, в котором ущербная демократия, в захваченном государстве, как говорим мы сегодня, очень опасно передавать власть партии, которая коррумпирует избирателя, коррумпирует депутатов парламента, которая подчинила себе все государственные органы, в том числе посредством коррупции. А вы уверены, что в 2018-м, если останется та же система, которая сейчас, партия коммунистов сможет войти в парламент? Давайте мы не будем отталкиваться от интересов той или иной партии. Партии коммунистов, или партии социалистов, или партии демократов. Потому что только исходя из своих личных интересов эти две партии и предлагают избирательную систему поменять. Давайте мы исходить из того, я что... Я знаю, что у вас есть очень многие фарти мультя, ведь на территорию фарти мульти луми, интеллигенты, давайте мы будем исходить из того, что избирательная система Республики Молдова несовершенна, как несовершенны практически все избирательные системы, что в ней есть проблемы, в первую очередь, это коррумпирование избирателей, и во вторую очередь, коррумпирование депутатов. Эти проблемы можно изменить, поменяв только законодательство, а не саму систему. Вот на этой позиции стоит партия коммунистов Республики Молдова. У нас очень много достойных людей, гораздо больше, чем пытаются преподнести сегодня средства массовой информации Плохотнюка и Дадона. И мы не боимся участия ни в каких выборных кампаниях, и в каждой выборной кампании мы будем представлены достойно. Несмотря на подкуп, несмотря на админресурс, несмотря на фальсификации выборов. Adevărul care este și demonstrat istoric este că pe timpul comuniștilor oamenii erau promovați pe criterii profesionale. Aici vă dau o dreptate. Dar... И не только это. Каждый депутат парламента был закреплен за районом, и в районах депутатов очень хорошо знали. Тот аргумент, который сегодня приводят нам социалисты и демократы о том, что депутатов в районах не знают, говорит только о том, что их депутаты не работают с избирателями, и поэтому они избиратели поэтому не знакомы. Поэтому ничего для начальства, pentru dumneavoastră, но если aici вы contrazicieți, dacă вы cunosc bine în районе, ar fi trebuit să aveți din asta câștig de cauză în cazul în care va schimba sistemul. Мы... Не знаю, насколько время нам сегодня позволит рассказывать о плюсах и о минусах. В первую очередь мы начнем с того, что когда партия приходит в парламент Республики Молдова, она приходит со своей избирательной программой, со своей платформой, в которой оговариваются предложения по социальной политике, по экономической, по политике в области образования, здравоохранения и так далее. Когда приходит 101 депутат парламента, он приходит каждый со своей программой. И вот эти 101 программы очень сложно объединить для того, чтобы в первую очередь избрать правительство и найти точки соприкосновения и эту программу выполнять. И вот здесь как раз будет очень серьезный повод коррумпировать депутатов. Așteptăm, pentru că aici domnul Țurcan, în studio, a spus că se vor organiza mai multe ședințe de dezbatere vis-a-vis de sistemul mixt, pentru că el, grupul de la Comisie de la Veneția, a întrebat cum a fost promovat sistemul mixt și domnul Țurcan a spus că în continuare vor fi mai
mai mult informații oamenii, cetățenii, ce ar însemna acesta. Ce înseamnă 50 de deputați, 51 de deputați? Вот, кстати, очень удивительно. В декабре 2016 года господин Цуркан очень жестко высказывался против смешанной системы, а господин Сырдя, мой сегодняшний собеседник, три года назад очень жестко высказывался против смешанной системы. Маргарита Рубка, я могу поговорить? Уже 11 минут прошло. Я вам сказал, было 11 минут. Acum vă întreb. Nu, ok. Acum dumneavoastră sunteți. Acum dumneavoastră sunteți. Da, pot să vorbesc. Da. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla în situația în care vom avea în continuare discuții mai ample asupra acestui sistem mixt? Cum, deci, cum eu am să răspund la două întrebări. Prima întrebare și asta și a doua, care doamna colega, она говорит, что мой родной язык, да, молдавский, но надо интересоваться сначала, какой мой язык родной, а потом говорить. Аша, ну-ну-ну, стац, там пост атакат. Извините, если я ошиблась вашим родным языком. Хорошо. Acum eu am să încerc să explic care e situația cu colaborarea cu puterea, додон плохотнюк, систему плохотнюк, un altă. Pe mine mă miră să aud... Nu mai fost nici compromis. Eu aud aceste acuzații deja de vreo două săptămâni de la Partidul Comuniștilor, de la Voroni, de la colegii mei care sunt vis-a-vis cu colaborarea cu Plahotniuc. Și asta o spun oamenii, o spune omul care l-a creat pe Plahotniuc, l-a făcut miliardar pe Plahotniuc, cât pe ce nu l-a făcut prim-ministru în 2008 pe domnul Plahotniuc, în 2009-2010. Care a dus... făcut? Dați, eu 10 minute să vorbesc, mă zic dumneavoastră. 10 minute. În 2009-2010 au dus tratative cu Plahotniuc pentru a crea o coaliție majoritară. Vă aduc aminte, în 2012 am încetat acțiunile, în 2010, după alegerile parlamentare. Vă rog, ați dus tratativii cu Plahotniuc, ați dus. Când a venit Narâșnin și s-a întâlnit cu Lupu și cu... Dumneavoastră aveți fotografii, cu domnul Voronin, da, 2010, cu PD-ul Plahotniuc. Mai departe, în 2012, când au... Practic, au compromis marșurile sociale. Mai departe, în 2013, aduceți-vă aminte, când au început lupta împreună cu Filat contra lui Plahotniuc, dar Voronin a făcut un pas înapoi. Și practic i-a dat domnului Plahotniuc puterea. Noi discutăm despre acuzațiile dumneavoastră vis-a-vis de Partidul Socialiștilor. Mai mult decât atât, dați termen gândului. Eu vă aduc aminte dumneavoastră că la data de 2 ianuarie 2017, Partidul în judecată, da, la 2 ianuarie 2017, oficiul Partidului Comuniștilor a fost vândut. Deci a fost practic la firma Constar SRL, care este legată printr-un offshore de domnul Sergei Novikov, care este administratorul la Clubul Nobel. Care de ce ne atac pe noi? Aceasta a fost replica dumneavoastră. Informația a fost publică. Poftim, asta rai să-mi despun. Un, doi, pe data de, iarăși, pe data de 12 octombrie 2016, 12 octombrie 2016, doamna Butnarenco, domnul Sârdea, în cazul acesta, telespectatorii nu o să înțeleagă nimic și vom face un balagan. Păi lasă-ți întâi voi să vorbesc, 11 minute am ascultat-o. Am spus timpul, 11 minute. Dar eu v-am întrebat despre dacă va fi sau nu informată societatea, ce înseamnă să fie un bărbat needucat. Și la 12 decembrie 2016, tot firma Glorinal a câștigat, care ziarul de gard spune că e conectată de domnul Oleg Voronin, a câștigat reparația clădirii Parlamentului, etajul 3 și 3, 1 și 3 al Parlamentului, într-o valoare de 118 milioane lei. Asta e 2. Și al treilea moment, foarte important ca să înțeleagă oamenii conexiunea de business între domnul Voronin pe CRM și domnul Plahotniuc. Vă aduc aminte o nuanță tot importantă. La 2 octombrie 2014, comuniștii au făcut parte din comisia de tender care a oferit mai apoi câștig de cauză firmei Parklight System. Deci, conectată de domnul Pincerschi. Prin aceste informații împreună cu PD-ul sunt conectați și nu, lucrează mână-n mână. Și nu, PSRM-ul nu are acum nimic la acuzațiile la sistemul mix. În privința sistemului mix. Da. Nu, astea sunt cauzele că voi ne atacați pe noi. Unul la mână. Și noi am câștigat deja câteva procese judiciare. În judecătoarea lui Plahotniuc. O să câștigăm în judecătoarea Republicii Moldova. Bine, răspundeți vă frumos la întrebarea răspundeți, vă rog, frumos la acum întrebarea vis-a-vis. Acum sistemul electoral mixt. Eu nu prea înțeleg iată toate aceste, știți, aberații și povești promovate de doamna Sandu în special și nu numai de ea.
Și care a fost preluată de unele partii, de unele opoziții, vizând acest sistem mixt, că ar fi, da, un produs sau unii, nu știu ce înțelegeri. Problema constă în faptul că în programul PSRM-ului, sistemul mixt este din 2011. Asta e unul. Doi, la 2014, eu am fost contra proiectului de lege promovat de Plahotniuc. Asta e unul. Doi. Proiectul inițial acest proiect, dați-mi să spun până la urmă. Acest proiect care este promovat acum de Partidul Socialiștilor, în primul rând, de noi s-au apropiat. Noi am avut întâlniri cu cetățenii, unde ne rugau pe noi să facem acest lucru. Doi, însă și opoziția și societatea civilă se apropiau de noi și spuneau, înaintați, băi, acest proiect ca să nu treacă sistemul uninominal al lui Plahotniuc. Asta e doi. Într-al treilea rând, proiectul așa zis, eu până acum îi întreb pe dânșii, pe toți acești oponenți, în ce constă esența că aici e proiectul lui Plahotniuc? Da? Unde este? Doamna Bodnarenco s-a auzit, a spus numai ce, că iată că e proiectul, că mixtul a promovat Plahotniuc. Vă duc aminte că și PLD-MI a promovat articole. Sistemul mixt. Și noi am promovat și PD și multe alte partide. Am proiecte cum... În primul rând, spuneți-mi vă rog, Plahotniuc ce? A propus 25 de mandate pentru diasporă? Pentru Rusia. A propus locuri și mandat pentru Transnistria. Dar și numai pentru Rusia propuneți 25? Nu, noi propunem pentru diaspora în general și pentru Transnistria tot. Dumneavoastră ați spus asta pentru Rusia. Eu am spus pentru diaspora, repet încă o dată, acum în studio. Pentru diaspora, pentru Rusia. În Rusia ce, n-avem diaspora? Poate, ce poate cetățeni? Mai spun și pentru poate, Gagauzia? Nu vă place. Poftim? Și pentru Gagauzia noi vom promova. Dar unde? Proiectul astăzi? Noi vom promova. Asta este un proiect cadru. Domnul a trădat odată toate țările viitorii și acum trădează și Gagauzii. Pe Voronin cum? Care a votat pe Voronin. Pe Voronin l-a trădat? Dar Voronin pe cine a trădat? Dar Voronin a trădat pe când a zis la ultimul congres că vă duceți în Evrazistii Săiuși și acum unde vă duceți? Voronin n-a trădat. Dar limba rusă, limba de stat? Limba rusă. A, limba rusă. Noi niciodată nu am avut relație așa bune cu Rusia. Da, mai ales după planul Cozac. Bine, deci continuăm. Când Plahotniuc a propus 25 de mandate. Da, desigur că. Da, desigur. Voi, numai pentru interesele personale. Voi care cu proprietăți pe la Carol Vară, noi iarăși, vindem, noi iarăși discutăm. Deci, dați să spunem. Da, bine, domnul dați să continuăm. Vedeți că nu-mi dă voie să spun. Mă spune că e lui Plahotniuc și îl lămuresc. De ce nu e lui? Unul că era în programul nostru. Corect sau nu? Unul la mână. Doi la mână. Eu nu prea înțeleg, în proiectul nostru, în programul PSRM-ului. Dumneavoastră personal ați fost contra. Eu am fost contra proiectului Plahotniuc. Скажите, когда вы обманывали в 2013-м или в 2014-м? Я не обманывал в отличие от вас и тогда, и тогда. Вы всегда были конъюнктурщиком, и тогда, и сейчас. В отличие от вас, я тут в детском, я та, что есть стилу коммунистов. Ну, сдавайся в урбеж, дели ряза. Я от вас научилась. Я конечно, от меня. Конечно, конечно. Я бываю на многих телевизорах. Ну, конечно. Дайте я закончу. Ну, хочется, что вы на ультиму. С волками жить поволчьи, вы, господин Цирдя. Конечно. Да, 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 с волками. Deci, primul punct. Spuneți-mi, mă rog, dacă când Plahotniuc a propus vreodată 25 de mandate pentru diaspora, dar și pentru Transnistria, unul la mână. Doi, când Plahotniuc a propus 5.000 de buletine de vot la fiecare secție de votare, în special și peste hotare. Trei, când Plahotniuc a propus măcar o dată ca să fie la secțiile de votare, peste hotare, votul în două zile. Patru, când Plahotniuc, eu știu că s-a opus, nu a propus, ca studenții să voteze la locul, la locul de studii. Da? La locul de studii. Deci când a propus aceste lucruri, mă înțelegeți? Niciodată, fiindcă nu-i conveneau. Nu-i conveneau. Noi am propus aceste lucruri fiindcă le-a propus opoziția, le-a propus platforma, da? Le-a propus PAS. Eu n-am vorbit timpul meu. Le-a propus PAS, le-a propus platforma, da. Și noi le-am inoculat în acest proiect. Asta e unul. Doi, e programul nostru electoral. Trei, ca să vă spun. Которые еще будут носиться дополнения. Да. И так. Не факт, что и в окончательном вот варианте, не факт, что в окончательном варианте будет то, что сейчас перечисляет мой уважаемый собеседник. Внесите, мы будем стоять до конца. Не волнуйтесь, если не внесут. Подождите, куда внесли? Домна Варенко, домна Варенко, домна Варенко, домна Варенко, домна Варенко, домна Варенко, я не знаю, как они договорятся между собой, социалисты и демократы. Потому что только что господин Цирдя назвал они тоже проголосуют. Только что господин Цирдя назвал очень много различий в двух проектах законов. И если вы следите, я поняла, что следите за высказываниями
наших политиков, то господин Канту сказал, что очень многое из того, что прописано в проекте социалистов, они не поддерживают. Он сказал, что 25 мандатов для диаспоры не проголосуют, потому что это слишком большое представительство. Он сказал, что и за микс не проголосуют. Он сказал, что за... А, значит, у вас все-таки есть договоренность? Нет договоренности. А почему вы так уверены в том, что демократы... А потому что мы не проголосуем в противном случае. Значит, не пройдет смешанный проект закона и останется уни-номинал. Ах, вот видите как. Потому что вот, демократам не выдвинем ничего. Мы уни-смешанную, они бы сказали, что мы специально оставили Плохотнюку уни-номинал. Сейчас, когда не проголосуется... Да вы в любом случае играете ситуации дудочки. Это вы играете по дудочке. Я вам могу доказать и доказывать один раз. Мы всегда говорили о том, что мы против изменения избирательной системы. А как вы дали 14 депутатов Плохотнюку? Объясните мне, если вы не играете по дудочке. Как вы отдали? Вон они там, в большинстве. Да. Я в 2014-м писал, что вот 14 человек, они перейдут к Плохотнюку. Началось с вашей, и я думаю, что и закончится вашей. Помните, когда вы Ткачука выгнали из пленума? Вы выступали за защиту Ткачука? Замутина. А вы вышли в защиту Ткачука? Я не выгоняла. А вы вышли в защиту? Я вышла со своей... Как вы? Как, почему Ткачук, который боролся с Плохотнюком, не попал? Домну цирка, домна Боднаренко, вы фачи цирыла шоплю за телеспектаторий, но сам целяга немик. Извините, пожалуйста. Телеспектаторий, но сам целяга немик. Это невоспитанный группы. Хадит перынцы борбим. Ну и ситуация часто. Я лично подам в суд за ту клевету, которую вы сейчас возводите. Домна Боднаренко, домну цирка, вы руку фрумос, домна вас рафин дун джентльман. Вы не присутствовали на пленуме Центрального комитета партии коммунистов. Все. Так я вас спросил, вы выступили в защиту. Но я не могу еще миссионершина. Марк Ткачук подал я заявление. Я вам не сказал, что вы обвиняли. Я вам сказал, вы выступили в защиту. Домна Боднаренко, а за что? Макарчин Эвадин Тридонев, Реджи, деконектаз микрофон. Я говорила о своей позиции. Микрофон. Домну Цирде, вору шумос. Ткачук ушел по собственному желанию. Ну, вы аузит. А вим тим... Что вы имеете к партии социалистов? Это не ваше дело. А что вы имеете к партии социалистов? Вы состоите в другой партии. А что вы имеете в партии социалистов, когда говорите, что мы стоим за партийные дела? Домна Цирде, домна Боднаренко, я вору фумос, но я сынке эмиссионя, шасунчу с термином тот. Пожалуйста, если мы на передаче, пожалуйста, вы как модератор, ведите передачу. Я 2 минуты мы адресе задумная, вас трешни мину мауды. Ведите передачу, не позволяйте. Да. Человеку, да, который сегодня пермит, стоит пермит, здесь да брюках, потому что он мужчина, оскорбляет человека просто так. Телеспектатори, vreau să vă spun că acum, în situația aceasta, nici pe unul, nici pe altul nu o să-i dea dreptate. Pentru că și unul și altul vorbiți ceea ce nu se aude deloc. Și în cazul ăsta faceți negativ asupra ambelor tabere. Și fracțiunea PCRM o să zică că sunt la o ceartă și PCRM. Haideți, vă rog frumos, să fim un pic mai maturi. Я уверена в том, что граждане Республики Молдова видели и знают меня уже не однажды. Я никогда не вела себя так, как веду сегодня. В передаче агрессивно, потому что меня вынуждает так себя вести человек, который стоит рядом. Да, когда вас распунди, домну Цирде, но continuăm mai departe. Домна Монтаренко, домна Воронина декларат astăzi, că președintele Dodon nu este președintele tuturor. În viziunea dumneavoastră, ce înseamnă aceasta și de ce a fost spus acest lucru? Я уже говорила о том, что так называемый президент Дадон был избран одной четвертью граждан Республики вот Молдова. Это воспитание, да? Человек воспитанный, говорит. Так называемый Это моя политическая позиция. И я имею право, как депутат парламента, и как гражданин Республики Молдова. Вот сейчас уже вы меня. Да, ну вы задаете вопрос, если вы не даете мне ответить? Потому что вы аузите амбии. Вы слушаете меня, если вы задаете вопрос. Да, домна Цирде, вы руку мысли так, 2 минуты. Вас скут. Если господин Цирде не хочет слышать. Я сказала, что так называемый президент, и это мое право, и как политика, и как гражданина Республики Молдова, его так называть, я не обозвала его грубым словом, я выразила свое отношение к процессу избрания президента Республики Молдова. Был избран только четвертью населения Республики Молдова. И сегодня он представляет интересы
Возможно, той четверти, а возможно, и мы имеем уже такие сигналы, что определенная часть из тех, кто его избрал, уже разочаровывается в партии социалистов и лично в господине Дадоне. Поэтому мы говорим, что он не является президентом для всех. Да он и сам это подтвердил несколько дней назад, сказав, что быть президентом для всех очень трудно. Asta aveți în vedere declarația că privind împotrivirea participării la, sau organizării desfășurării festivalului comunităților LGBT? Sau... Нет, это было... Alt context. Это было context. Другое înțeles. Заявление, об этом мы еще можем поговорить. Doamna Bodnarenko, această săptămână nu vor avea loc ședințele Parlamentului. Am văzut că doamna Șupac, pe rețele de socializare, s-a arătat nemulțumită de faptul că toată conducerea Parlamentului este elipsă și nu se gândesc la cetățenii Republicii Moldova. De ce, după părerea dumneavoastră, toți sunt plecați și unde sunt plecați? Во-первых, в регламенте Республики Молдова для заседания парламента отведено два дня, четверг и пятница. Мы неоднократно и в предыдущих сессиях, и в этой сессии говорим о том, что парламент Республики Молдова не выполняет закон о регламенте парламента. И в весенне-летней сессии парламента всего однажды, на одной неделе, на прошлой неделе, состоялось два заседания, так как прописано в регламенте. Ședința parlamentului a început târziu și nu se... Да, все остальные недели, в лучшем случае, если и были заседания парламента, то было только одно. Ну, во-первых, повестки дня нет серьезной, и я думаю, что демократы и их прихлебатели будут тянуть до того, как появится заключение Венецианской комиссии, до того, как они закончат свои консультации по созданию нового правительства. А во-вторых, действительно, вы знаете, что один из вице-председателей парламента сложил свои полномочия и осталось вакантное место на этой неделе. И председатель, и вице-председатель парламента уехали в заграничные командировки. Domnul Candu este în Polonia. Și domnul Vitiuc este împreună cu domnul Plahotniuc. Я думаю, что интересы граждан Республики Молдова, интересы своей страны должны быть приоритарными. Поэтому один из двух мог остаться и проводить на этой неделе заседание парламента. Повестка дня, хоть в ней немного проектов законов, но они есть. Депутаты имеют право в рамках парламентского контроля задавать вопросы правительству, другим органам центрального управления. Поэтому работать можно было и нужно было, потому что откровенно стыдно в последнее время говорить, что ты депутат того парламента, который в лучшем случае работает один раз в неделю. Domnul Candu spunea că locul acesta vacant va fi oferit opoziției. Are aici pe CRM-ul pe cineva o candidatură că se vehiculează că vor fi mai mulți, doamna Șupac una dintre ele. Во фракции партии коммунистов есть достойные люди для того, чтобы занимать любую должность. И вице-председателя парламента, и председателя, и президента. Мы не будем обсуждать эти темы, и мы не будем участвовать вместе с демократами во власти. Deci chiar dacă îi se propune, Partidul Comuniștilor nu își înaintează candidatura pentru funcția de vice... Нет. Nu. Trecem la o altă temă. Protestele, domnul Țirdea, protestele din fața Parlamentului și organizate de opoziție, într-un fel sau altul, au influențat sau influențează deciziile luate la Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană? Eu cred că chiar dacă aceste proteste au fost din punct de vedere cantitativ așa, mai mult simbolice, mai ca și spune eșuate, dar din punct de vedere al mesajului, că practic s-au mobilizat vreo 5 partide, vreo câteva 10 de ONG-uri, vreo 30 de ONG-uri, și principalul că la ele, deci, s-a prefigurat figura doamnei Sandu, Andrei Năstase, care anterior au fost în Parlamentul European tot cu anumite mesaje și critici adresate actuale alianțe de guvernare. Evident că ele au prefigurat o poziție negativă a Parlamentului European față de actuala guvernare și mai mult decât atât au și prefigurat iată această decizie de stopare
accentuez încă o dată, temporară a finanțării. A finanțării. Dar cum se vor organiza mai departe aceste proteste, noi vom vedea, fiindcă pe SRM-ul, de exemplu, în vreo 3 ani a organizat vreo 600 de proteste non-stop. Și de aceea am și intervenit aici în dispută, fiindcă și în ianuarie 2016, când a fost înclădirea Parlamentului, etc., tot noi am fost acei care ne-am baricadat, deci am blocat și tribuna ca să nu fie ales guvernul Filip, tot noi am înconjurat Parlamentul cu platforma DA și cu partidul nostru. Și am mers atunci, eram hotărâți de a merge până la capăt, dar iată s-a produs ceea ce s-a produs. Scindarea mișcării protestatare, apariția doamnei Nuland cu mesaj din București și mai nu știu ce. Acum vom vedea. Mișcarea protestatară și mă tem, vreau să fiu înțeles corect, depinde acum încă de un factor interesant. De vizita lui Plahotniuc în Statele Unite. De ce este o legătură? Sigur că da. El are acum două firme de PR, deci Podesta și ultima acum în scapă, care îi promovează, organizează aceste întâlniri și el vrea să obțină pe lângă finanțare încă un suport și încă o declarație din partea vreunui congresman sau din partea secretarului adjunct al Departamentului de Stat, etc. Iată ce vrea el. Și dacă se va produce acest lucru, evident că aceste proteste, în viziunea mea, vor intra pe o pantă descendentă. Da. Puțin se vor hotărâ să protesteze contra poziției Statelor Unite. Mă refer acum la partidele de dreapta. Deci cam asta este situația. Protestele întotdeauna sunt pozitive, depinde care e mesajul, cine sunt liderii, ce programe ei promovează, care sunt ideile. Ori în cazul dat, sincer să vă spun, eu în aceste proteste nu văd la moment lider, nu văd mesaj clar, în afară de arde, nu știu ce, n-am prea înțeles care este programul lor, ce vor concret, de unde și până unde. Dar, mă rog, după mine, dacă reușesc, de exemplu, da, presupunem, nu vor sistem mixt, rămâne proporțional. Super, băieți! Nicio problemă. Urmă, le aduc aminte încă o dată că, conform barometrul de opinie arată, partidul nostru, PLDM, PCRM și platforma, dar nu trec în Parlament. Vreți asta? Noi am făcut un proiect în care aceste partide... 39% aceste partide nu trec în Parlament. Prin sistemul mix noi le-am oferit posibilitatea, dacă nu trec pe liste de partid, să treacă pe liste uninominale. Dacă doamna Bătnărencu a confirmat că se vor mai gândi pe CRM-ul să participe sau nu, atunci panta această descendentă... Vreau mai departe să... Не то, что партия коммунистов подумает. Во-первых, давайте говорить о том, что не только протесты возымели свое действие. Начнем с того, что партия коммунистов была первой партией, которая 22 марта опубликовала свою политическую позицию. Практически позиция партии коммунистов легла в основу той декларации о политическом консенсусе, которую в истерике социалисты и демократы сразу назвали коалицией, альянсом. Нет. Это единое мнение нескольких политических партий и неправительственных организаций по изменению избирательной системы. И к этому нас принудили демократы и социалисты. К тому, что и правые, и левые партии сошлись во мнении по одному и тому же вопросу. Мы подписали, направили эти документы в Венецианскую комиссию, которые тоже рассматриваются там в числе других документов. Мы и в парламенте Республики Молдова выступаем и используем, и будем использовать и дальше парламентскую трибуну. И если говорить о протестах, то они действительно должны быть серьезно подготовлены, серьезно взвешены. Не поставить палатки на полгода и потом не знать, как выйти из этих палаток. Ну, говорим о протесте. Deci aceste протесты au nevoie de un лидер. Эти протесты не будут иметь одного лидера. Лидером здесь будет народ Республики Молдова, потому что то, что предлагают демократическая партия и социалисты им в этом помогают, это сохранение партии демократов у власти и Плахотнюка. Это мы проголосовали за партию еще на долгие-долгие годы. Третий лаут субъект, дом Нуцебе. Астази, домно Гимпу Михай, președintele Partidului Liberal, a înaintat o altă campanie de începerea colectării semnăturilor împotriva
organizării referendumului de demitere pentru organizarea referendumului pentru demiterea președintelui Igor Dodon. Ce este aceasta? Pentru că, de fapt, când am ascultat această conferință de presă, era că mai mult aducea la o susținere a lui Dorin Chirtoacă și mai multe cuvinte de susținere decât mai multe cuvinte pentru acest referendum. Pentru ce a ieșit domnul Ghimpu astăzi cu această inițiativă? Să spun categoric. Categoric, da? Dar este clar că domnul Ghimpu, Partidul Liberal, de mai multe ori a amenințat președinția cu impeachment-ul, chiar în ziua inaugurării, cu două ori înainte de inaugurare. Deci domnul Ghimpu în Parlament a propus formarea unei comisii care să analizeze modalitatea de impeachment. Nu s-a trecut atunci această inițiativă, dar au fost discuții mari. Chiar în ziua inaugurării președintelui, vă dați seama. Au fost mai multe adresări din partea PL-ului, de fiecare dată, de multe ori, deci amenință președintele și nu doar PL-ul. Deci mai multe partide au fost și Partidul Democrat amenințat cu impeachment-ul de fiecare dată când președintele se opune. Partidul Liberal este mai așa mai... Și Partidul Liberal amenință și Partidul Democrat amenință și PCRM nu recunoaște, da, pe cei 835.000 de delegători care au votat. Și mulți, mulți alții. Și scurt că e ultima. Răspund, da. Eu cred că Partidul Liberal este disperat. Este disperat. Are rating, ați văzut, 0,9% a luat domnul Ghimpu la alegerile prezidențiale. Mai mult decât atât, noi deja am acumulat la 30.000 de semnături și vă asigur că referendumul deci se va produce și domnul Chirtoacă are toate șansele să zboare din funcție. Și domnul Ghimpu încearcă măcar cumva să-l salveze pe Chirtoacă, măcar cumva să-și salveze propriul rating și să încearcă să canalizeze în jurul său, iată ce aceste partide, inclusiv pe CRM și mai nu știu cine, ca să demareze un referendum de demisie a președintelui. Poftim, le dorim succes. Are efect juridic, doamna Bodnarenko. Are efect juridic. Только одно, что согласно Конституции Республики Молдова, президента можно снять только в парламенте, 2/3 голосов. Deci este un ping-pong de creare a imaginii. Это отвлечение внимания граждан Республики Молдова от насущных проблем. Обратите внимание, все это время, что вот эти так называемые политики играют в президентские выборы, изменения избирательной системы, референдумы, консультативные, другие по отзыву генерального примара, по отзыву президента. Все это время никто не расследует кражу миллиарда. Никто не говорит о том, что 6,8% прибавки к пенсии получило абсолютное большинство граждан Республики Молдова из той валоризации, которая была обещана 84 тысячам граждан. В лучшем случае 4 тысячи получили эту валоризацию. Никто не говорит о том, что 9 тысяч детей школьного возраста и почти 4 тысячи детей дошкольного возраста уехали с родителями за пределы Республики Молдова навсегда в 2016 году. А на родине губернария. Президент выдвинул закон. А часто губернария încearcă să ascundă adevăratele probleme prin aceste declarații. Вы очень правы. Губернария парламентul, majoritatea parlamentară, păi guvern și președinție, că tot face parte în guvernare. Președintele acum este apolitic și PSRM-ul doar susține unele. Если президент аполитичный, как вы говорите, зачем он приехал в парламент Республики Молдова в тот день, когда обсуждались проекты по изменению выборной системы? Asta va fi o temă pentru altă. Уговаривать своих депутатов, потому что многие из них, в том числе, возможно, и господин объяснил, что промульгировать не будет. Потому что не промульгировать. Господин Боля, один из главных юристов фракции, узнал об изменении избирательной системы, которая вроде бы приходит от Eu trebuie să închei frumos și trebuie să avem răbdare. Mie îmi pare rău un singur lucru. Telespectatorii ce au văzut asta și dumneavoastră veți merge acasă și vă veți uita. Eu sunt sigură că ați fost auziți niciunul, nici altul. Asta mie îmi pare cel mai rău. Pentru că în emisiune vă chem ca să fiți auziți. Atât reprezentantul PCRM-ului, doamna Bodnarenko, astăzi, cât și dumneavoastră. Eu astăzi a fost... Eu vă mulțumesc că ați venit, dar îmi pare foarte rău pentru discuția care a avut loc astăzi, că nu v-am reușit să vă
vă susțin și să vă mențin în așivație. Doamnelor și domnilor, aici prin punct ediții complicate din această seară, sper că ați înțeles și ce au vrut să transmită stimații invitați din această seară. La revedere!